Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Salutare tuturor, bine ați revenit la Mind Architect, powered by Europa FM. Eu sunt Cătălin Striblea, alături de mine, Paul Olteanu, realizatorul celui mai ascultat podcast din România. Salutare, Paul, bine ai revenit! Bine ne revedem, salutare tuturor! Avem una dintre expresiile care fac carieră în viețile noastre și cu care rezolvăm conflicte, tot felul de situații greoaie, numai că nu are cum să fie așa, spun de la bun început. Pentru că expresia noastră, și cred că e una dintre favoritele din România, spune: Adevărul este undeva la mijloc. Cum ar putea să fie adevărul undeva la mijloc? Că sunt și alte expresii care spun că. Adevărul iese mereu la lumină, nu? Păi Hai da. Să lămurim asta. Să, să încercăm să o apucăm dintr-un loc care să aibă sens. Eu cred că din expresia asta apare multă tensiune și apare și multă suferință în relații. Și, Cătălin, cum ai zis tu, când spunem adevărul e la mijloc ca să trecem peste un conflict, de cele mai multe ori ăsta e cuvântul. Cheie, trecem peste conflict, nu-l rezolvăm, nu adresăm problema de substanță. Știu? Eu aș spune așa că cea mai complicată idee pe care îți mărturisesc că eu, eu m-am luptat mult timp cu ea înainte de a mă împrieteni cât de cât cu ea, este că din punct de vedere atât neuroștiințific, cum funcționează creierul nostru și cum construiește ceea ce noi numim realitate sau adevăr, cât și psihologic, adevărul sau realitatea obiectivă nu există. Ok creierul nostru e greu. Adică, e grea, e grea și grea, nu știu dacă da. de duminică dimineața, așa, dar oricum e ceva ce merită adus în discuție și anume. E cercetare recentă, e un neurocercetător de la Universitatea din Sussex, din Marea Britanie, Anil settl îl cheamă, care studiază conștiență. Ce gânduri conștiente avem noi și cum construiește creierul nostru Percepția asta despre realitate, ceea ce noi obiectiv vorbim numim realitate sau adevărul tău cătălin, adevărul meu, Paul. Și omul propune următoarea idee care e foarte logică și dacă o analizăm stăm picioare. Și anume. În ceea ce noi numim realitate, se suprapun de fapt trei elemente. Pe de, de o parte, informația senzorială care vine din mediul extern. De exemplu, ce îmi spui tu, ce te aud spunând, ce citesc că mi-ai scris într-un mesaj. Uh -huh. Asta e input senzorial. Aud lucruri, văd lucruri. Okay. La care se adaugă, și aici e partea complicată. În creierul nostru, informația asta senzorială e combinată instantaneu cu experiențele noastre anterioare. Și uite, invit pe cei care ne ascultă să-și imagineze următorul scenariu, ca să vadă cum funcționează asta. Și anume, dacă li s-a întâmplat vreodată să primească un e-mail sau un SMS de la cineva și înainte să vadă ce scrie în e-mail, numai când văd cine a scris, să li se schimbe starea emoțională. Da, cred că e perfect. Când știi că aștepți un mesaj de la cineva sau de la persoana, da, adică îți spun eu. Ce ne arată noua asta. asta? Că ceea ce noi percepem drept realitate sau adevăr sau ce înțelegem noi din ce am citit, e parte ce am, cit ce -am primit efectiv, mesajul de la omul respectiv, combinat cu toate experiențele noastre anterioare de cu persoana respectivă. Dacă eu când primeam un mesaj de genul Paul, nu-ți faci niciodată timp să faci curat în casă. Asta ar fi prima dată când o aud fără experiențe anterioare cu persoana respectivă care să-mi fi spus asta, atunci e prima dată când iau contact cu subiectul și e teren necartat. N-am cum să am o reacție emoțională disproporționată pentru că e prima dată când aud asta în general. Dar dacă eu am avut multe experiențe de tipul ăsta, fie cu omul cu care discut acum, fie cu persoane similare din trecutul meu, când eu citesc mesajul ăsta, nici nu mai, am, nu mai are loc procesul ăsta, bă, oare o avea și el dreptate, oare chiar dau de înțeles că nu-mi pasă, nu știu, să fac curat în casă sau că n-am grijă de X sau Y lucru, nu mai are loc procesul ăsta conștient și ce se întâmplă la noi în minte e că imediat cum am văzut mesajul, trecem pe un mod ăsta defensiv automat învățat în trecut în care spun, ba ai dreptate, cine a strâns masa aseară, cine a făcut teme cu copilul și eu încep să-mi spun adevărul meu. Doar că adevărul meu e bazat pe experiențele mele anterioare, pe educația mea, pe cultura mea, pe tot ce e în capul meu din tot ce am trăit până în prezent. Iar adevărul celui care mi-a spus că nu fac niciodată timp pentru curățenie sau copii sau una sau alta, se bazează pe filtrele sau experiențele astea ale acelei persoane din trecut. Da, aici mă gândeam, scuză-mă că te întreb dacă poți gândul... Uh... Totuși, undeva există o limită, adică nu putem vedea același Superb. lucru. Superb! Tocma, tocmai, tocmai pentru că există o limită, și când adevărurile astea, dacă acceptăm că ele sunt foarte subiective și că conțin parte stimul obiectiv din exterior și parte interpretări personale, Așa. ca noi doi să putem avea o relație, e nevoie ca adevărurile noastre să fie suficient de similare, chid că sunt totuși diferite, cât să putem coopera. Adică dacă eu cred că tu ești un om de neîncredere, tu crezi despre mine că sunt un om de neîncredere și noi nu avem niciun spațiu comun unde să vedem totuși ceva luminos unul la celălalt, posibilitatea ca noi să colaborăm, să conviețuim, e zero. Că nu avem pe ce ne sprijini. Și eu aș propune următoarea idee. În loc să spunem că adevărul e la mijloc. Așa. O perspectivă mai actualizată și informată din punct de vedere a cum funcționează creierul respectiv, mintea noastră, ar fi să spunem că adevărul nu e niciodată la mijloc, e la ambele capete. Că tu ai adevărul tău, care e la fel de legitim cu experiențele tale de viață, cu educația, cultura și valorile tale, cum e și adevărul meu. Și dacă vrem să înaintăm împreună în relația asta, personală, profesională, de cuplu, de colaborare profesională, cum ar fi ea, e mult mai înțelept să devin curios despre adevărul lui Cătălin și să întrebi, ok, ce te face să spui asta? În ce situații m-ai văzut purtându-mă de natură că ți-am dat sentimentul că nu-mi pasă sau că nu poți să ai încredere în mine? Să înțeleg ce experiențe au dus la adevărul tău și să încerc să lucrez cu felul în care tu vezi lucrurile. Chit că eu îl văd diferit. E ce a spus a în 90 că merită spus asta. El a zis așa, voi apăra până la ultima picătură de sânge, să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Ok, asta e perfect. Acum înțeleg foarte bine ce spui. E o chestiune de percepții, de amintiri, da. de trecut din partea fiecăruia. Exact. Dar dar undeva Trebuie să putem să mergem mai departe, nu? Adică să acceptăm, să zicem că vedem lucrurile în mod diferit. Și asta e un lucru ușor de zis, greu de făcut. Păi da, aici, aici. Și multă lume va rămâne mirată, da, dar dacă eu spun că masa asta este strâmbă, atunci e strâmbă, nu? Eu, eu, uite, dau un exemplu foarte simplu, apropo inclusiv de asta. Noi, dacă ne uităm la aceeași culoare. Noi tot ce știm, dacă eu te întreb, nu știu, ce culoare are carcasa telefonului meu, oamenii care ne ascultă nu vor putea să da, vadă dar... asta, dar poate privesc pe canalul de YouTube. Da. Tu poți să spui că e ce culoare îi spune că e. Așa cum se vede acum, e neagră. Carcasa. Perfect. Da. Dar avem noi vreo garanție că noi vedem culoarea asta la fel? Uh. Noi tot ce putem cădea da. de acord e că o vedem similar, suficient de similar cu definiția mea respectivă a ta despre negru, cât să cădem de acord că ar fi neagră. Dar, la nivel psihologic, asta e o convenție. La fel cum dacă evaluăm ceva mai abstract, nu culoarea carcasei este, ci dacă, de exemplu, noi doi ne respectăm reciproc. Păi poate pentru unul dintre noi respect înseamnă să ne vorbim cu dumneavoastră, pentru celălalt dintre noi respect înseamnă să începem emisiunea la timp. Ambele sunt legitime ca perspective, nu se neapărat la fel de utile, dar sunt la fel de legitime. Și aici e toată provocarea: când cineva ne confruntă cu un adevăr diferit de al nostru, să acceptăm realitatea asta psihologică și neurobiologică, cum că noi nu operăm niciunul dintre noi cu realitatea, ci operăm cu un pic de realitate și foarte mult din cei deja la noi în cap. Și o strategie de colaborare și acasă și la birou mai bună, informată de aspectul ăsta e să nu mai căutăm mijlocul care ne lasă pe amândoi frustrați și nesatisfăcuți, aici tu dreptatea ta am și eu dreptatea mea, adevărul e la mijloc, ci să înțelegem că ambele adevăruri sunt legitime și dacă mie îmi pasă destul de mult de tine, în loc să te combat cu adevărul meu, să devin curios de-al tău, și să încerc să operez și eu în cadrul tău de referință. Paul Olteanu, acum ascultându-te, îmi dau seama că, de fapt, modul de funcționare al societăților în care se creează falii, așa cum sunt societățile moderne, care comunică foarte mult, se bazează tocmai pe acest pe de adevăr. Pe ce, aceste ciognieri de adevăr, exact. care nici măcar nu e un lucru super clar, poate doar la matematică. Deci... Și chiar și acolo, că dacă te uiți în fizică, fizică newtoniană, fizică cuantică, o să vedem că adevărurile cu care operează o palier întreg din știință, sunt contestate de alt palier. Adevărul, din punctul meu de vedere, Cătălin, e ceva ce, dacă îl urmărim cu prețul relației, e posibil să facă mai mult rău decât bine, din cauza aspectului ăsta, că adevărul nostru e profund subiectiv și influențat de propria noastră minte. Deci, dacă vrei să câștigi adevărul tău într-o relație cu un om, fie personal sau profesional, s-ar putea să pierzi relația? Mai ales dacă nu trăim cu. Convingerea că adevărul e, că adevărul nu e niciodată la mijloc. E la ambele capete. Ele, Paul, Olteanu, mulțumesc tare mult pentru... Am rămas Această discuție da. filozofică. Ah, da, e, e filozofică, dar îmi dau seama că cu ceva echilibru și cumpănire poți să te folosești de această idee acasă sau la muncă, astfel încât să treci mai ușor... Peste diverse obstacole. Și, uite, eu aș spune o, o idee de încheiere, și anume aia că, în ziua în care noi o să prețuim mai mult relația și buna înțelegere, decât mers după adevărul propriu până în pânzele albe și pierderea relației sau poate chiar a cultiva sentimente de ostilitate față de diferiți oameni care au adevăruri diferite de ale noastre. Dragilor, dacă ați avut o discuție pe teme politice la mese în familie, știți da, cum da, să da, simte da, asta. Da, da, da. N-ar fi mai util dacă am accepta că adevărul bunicii care poate spune pe vremea ei altă era mai bine. E la fel de legitim cu experiențele de viață ale bunicii cum e și adevărul meu că trăim în cea mai bună perioadă din istoria omenirii. Problema nu e că avem adevăruri diferite, problema e dacă nu putem conviețui cu un om pe care îl iubim, care are un adevăr diferit de noi. Ah, ce interesant. Poate facem la un moment dat ediția aceea în care să ne întrebăm dacă doi oameni pot fi căsătoriți sau se pot iubi în ciuda convingerilor politice diferite și Iată. cele de făcut. Dar săptămâna viitoare te invit să vorbim despre continuarea. Companionul atât. adevărului. Da care vine uh, odată cu el, se numește Libertate. Pe Paul Lontanu, oameni buni, îl ascultați pe mindarchitect.ro sau pe toate canalele de podcast cunoscute și uh, noi ne auzim săptămâna viitoare la Europa FM. Spor la treabă tuturor! Mind Architect. Powered by Europa FM. susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.